Salutare tuturor! Astăzi vreau să povestesc puțin cu voi despre experiența lui Tanzi sau Constanța pe numele full alături de noi în cadrul programului Ecom Evolved. A fost suficient de drăguță încât să accepte să facă parte din acest testimonial video și vreau să vă povestească despre pașii pe care i-a făcut alături de noi ca să ajungă la vânzări de 70.000 de lei chiar din primele nici 30 de zile în program, ceea ce este absolut remarcabil și te felicit pentru asta. Așadar, dacă dorești, poți să îți faci și tu o scurtă introducere ca să poată să te cunoască mai bine și oamenii care se uită la noi. Salutare, Tanzi sunt, adică așa mă cunoaște lumea. Am început să vând din martie, de la jumătatea lui martie. Asta fiind pe 12 aprilie, ce facem acum, după o lună? Da. În 14 martie am început efectiv să vând, am început campania de vânzare. Din ianuarie am început să mă pregătesc cu voi. Mi s-a părut foarte greu, pentru că erau foarte multe noțiuni noi, pe care nu le stăpâneam, dar chiar m-au ajutat tutoriale, prezența voastră. Spune-ne puțin despre tine, despre background, ceva cât să poată oamenii să aibă mai multă orientare din cumva domeniul tău din spate. Am lucrat în vânzări foarte mult, adică am lucrat chiar și în orangerie, am încercat foarte multe afaceri. Și ce faci tu în momentul actual pe lângă business-ul de e-commerce? Am un magazin cu specific de evenimente, adică vând rochii de mireasă, hăinuțe și tot ce trebuie pentru botezuri, pentru bebeluși. Sunt și cum să zic, nu aș putea să spun designer floral, că nu am făcut niște cursuri pentru asta, dar creez din pasiune. Mă joc florile, da? Frumos, vin frumos. Cu evenimentele, dar fiind foarte fain. Fiind de sezon, asta mi-am propus să fac și bani, nu doar pasiune. Frumos, frumos. Bun. Tanzi, haide să povestim puțin despre cum ai dat peste mine, de noi și ce anume ți-a dat imboldul de a zice, da, uite, vreau să încep programul. Ți-am mai zis, în primul rând am avut un deja vu pentru că semănai foarte tare cu un nepot de-al meu, asta mi-a dat atenția. Ulterior am constatat că aveți coerență în ceea ce prezentați, pentru că studiind, citind cărți și participând și la alte masterclass-uri și astea, am putut să fac diferența. Am simțit că de la voi am ce să iau. Ce ți s-a părut că a fost diferit față de alte evenimente, training-uri, webinarii la care ai mai participat pe lângă cel al nostru? Adică ce ți s-a părut că a fost plus? Citind despre e-commerce și despre importuri de marfă, voi ați punctat exact etapele care știam că trebuie parcurse și ați prezentat exact, adică ne-ați oferit exact nevoia de care eu aveam, pentru că am citit despre importuri și am văzut că sunt nesigure, adică nu cumperi pentru uz personal, trebuie să cumperi cantități și atunci există pericolul de a nu lua calitatea potrivită, de a nu-ți veni produsul, de a pierde banii și așa mai departe. Și atunci, dacă am văzut că voi ne oferiți nu doar informație, ci și contacte, siguranță, sprijin, interacțiune... Frumos! Ai simțit că poți să primești suportul de care ai nevoie ca să poți să îți atingi obiectivele. Da, am simțit că deși este un domeniu nou, sunt în siguranță cu voi. Mi-ați transmis frumos, siguranță, securitate. Bun, ne bucurăm și să știi că chiar ăsta este și obiectivul nostru. Obiectiv care mă duce la problema poate pe care ai mai lovit-o, zicându-mi că tu ai vrut să mai începi în e-commerce de mai demult. Pe ce cărări ai mai luat-o? Ce ai mai încercat poate și te-a frustrat? N-a ieșit așa cum ți-ai propus? Nu am investit efectiv, dar necunoscând sistemul ăsta de vânzare, eu vedeam stocuri. Vedeam stocuri și pentru asta nici nu m-am apucat. Te-a blocat?
M-a blocat pentru că știam că trebuie, cum am blocat și în magazin, niște bani. Rochile de mireasă nu sunt deloc ieftine și soțul ăștia mă termină, știi? Și aș fi vrut să fac e-commerce. Știu că este ok e-commerce-ul, însă ca să ai un site să vinzi, chiar și dacă e să urci pe o platformă de vânzare, trebuie să ai stocuri. Corect. Vinzi, nu vinzi, rămâi cu bani blocați. La voi nu există riscul de a rămâne cu stocurile blocate. Deci e cea mai tare chestie asta. Care ar fi, dacă ai puncta diferența dintre business-ul tău relativ clasic, deși o nișă specială asta cu rochile de mirese, dar din punct de vedere financiar, ca să poți să pornești și să ajungi la nivelul de 70.000 de lei pe lună cu comerțul pe metoda noastră versus investiția necesară poate pentru a vinde rochii de mireasă și să ajungi la același nivel? Nu există comparație. Nu există comparație. Eu am investit foarte mult în magazinul ăsta și nici măcar n-am amortizat. Da? Cu magazinul efectiv. Nu există. Și nu mă așteptam nici la rezultatele astea. Adică nu mă așteptam pentru că am fost mult prea copleșită de sisteme, programe, informații și așa, încât nu m-am dus să-mi fac niște calcule de cifre, ceea ce nu mă reprezintă, că eu sunt cu calcule cu astea. M-a surprins plăcut și acum mi se pare puțin, vreau și mai mult. Adică mi s-a părut că da, că am făcut Bun. Minuni, dar acum, în momentul ăsta în care noi vorbim, mi se pare așa că e doar jumătate de începutul. Da. Ce ți se pare că a fost cel mai valoros pe parcursul ultimelor, hai să spunem, 2 luni de când a intrat în pâine serios în programul nostru? Ce ți se pare că a declanșat cele mai mari ahauri, cea mai mare valoare pe care tu ai preluat-o? De la voi? De la noi, din program, din structură, mentori, apelurile pe care le-ai primit, suport, parteneri, ce consideri tu? Apelurile și faptul că ai acces la ele ulterior, adică au fost momente, pentru că sunt conștientă că nici voi nu puteți să fiți chiar cu toții în același timp sau fix atunci când arde, știi? Uh-huh. Și faptul că voi înregistrați call-urile și eu găsesc acolo, printr-un cuvânt magic, speța mea, mă ajută. Adică dacă nu poți tu, îmi oferi tool-ul care să mă ajute. Uh-huh. Voi chiar interacționați, sunteți ok. Și am avut multe momente de click, să zic așa. Dar voi aveți așa un calm și o... Adică ce e aia? Nu e nicio problemă. Și s-a părut. Și... Ai suportul ca să poți să treci peste obstacolele pe care poate le vezi un pic mai mari. Bun, frumos. Bun. Mă bucur foarte mult. Vreau să vorbim și despre rezultatele tale alături de noi până acum. Doar că voiam să mai te întreb ceva înainte. Care au fost pașii pe care i-ai întreprins propriu zis, așa, în linii mari, din momentul în care ai hotărât să începi programul, ai intrat, ce s-a întâmplat propriu zis ca tu să poți să ajungi să vinzi? Pentru că foarte mulți oameni, 100%, stau și se uită la noi și se gândesc, bă, dar ce au făcut oamenii ăștia? Cum au reușit? Nu prea se leagă piesele puzzle-ului. Și așa că te rog pe tine dacă poți să faci un pic de lumină. Research, cercetare. Am studiat... psihologia omului, utilizatorului de Facebook, categoria, zona, suprafața, aria, produsele. Am început prost cu produsele, am înnebunit tabelul de produse, pentru că eu le luam prin filtrul meu. Și m-ați zdruncinat un pic, Cătălin, a fost așa, nu ai voie, nu trebuie să gândești tu, nu trebuie să vezi tu, trebuie să rezolve o problemă, trebuie să fie, știi, și am căutat foarte și am găsit foarte multe produse pe care le-am eliminat, le-am înlocuit, eram convinsă azi că este un produs de succes și când reveneam asupra lui conștientizam că de fapt n-a fost decât un sentiment de moment. După ce am cercetat mult și am făcut studiu și de concurență și de concurența între noi, colegii din sistem,
pentru că eu țin foarte mult la chestia asta, știu că sunt începuturile grele și sunt mulți noi și nu vreau să vând ce vând ei. Dacă ei au muncit și au găsit ceva și au ieșit pe piață cu acel ceva, chiar și dacă eu l-am găsit, nu am fost atentă și am văzut că nu am văzut că l-au, am renunțat. Am renunțat, nu vreau nici concurență pentru mine, da? Dar respect și munca celorlalți. Și e frumos. Mai safe așa. E mai safe. Corect. Așa. Corect. Bun, deci practic primii pași ai aflat ce trebuie să faci, unde trebuie, cu ce produse și în ce direcție să o pornești ca să poți să stabilești fundația. Da, noi ne-am cunoscut în decembrie, am declarat de atunci că din ianuarie după sărbători o să încep efectiv, dar cea mai mare perioadă, nu pierdută, consumată să zic, a fost perioada de cercetare și de înțelegere. Mie nu-mi place să fac ceva și să nu înțeleg motiv pentru care... Așa e atunci când construiești un zgârie nor, te duci mult în jos, o perioadă. Da. La tine nu a fost mult, acum dacă stăm să ne gândim o lună și jumătate, două luni, hai, plus minus, e o perioadă foarte scurtă, având în vedere că, spre exemplu, în cazul meu, eu am avut nevoie de 2 ani până să pot să încep să fac vânzări. Pe brânci. Așadar, 2 luni ca să te pui în direcția potrivită și apoi, din prima lună, după aceste 60 de zile, să ajungi la 70.000 de lei, înseamnă că ai făcut ceva bine în cele 2 luni. Diferența dintre noi doi este că tu ai făcut asta singur, da? Tu 2 ani de zile ai făcut cercetarea pe care am făcut eu în 2 luni. Ca să, corect. Ca ulterior să încep să vin să vezi dacă are succes, să zic. Exact. Eu am primit totul de la tine, da? Și am făcut cercetare ca să înțeleg eu sistemul și ce trebuie să vând, pentru că dacă nu... Adică de când am vorbit în primul call one-to-one, în așa zis un interviu, că așa l-am perceput ca pe un interviu, am fost întrebată care parte mi se pare cea mai solicitantă pentru mine. Și am spus de atunci, produsul, căutarea produsului. Pentru că, da, îmi dai tot ce-mi trebuie ca să vând, dar nu-mi dai și produsul, până la urmă vin și tu. De ce să mi-l dai mie? Ideea este să vezi cum să pescuiești, nu să primești peștele. Asta e substratul, ca să poți să continui să pescuiești în viitor. Și apoi să ai chiar și tu barca ta de pescari, dacă înțelege analogia. Da. Și mă ajută. Bun. Și experiența din vânzări, unde am învățat că trebuie asta să... Asta cu certitudine. Da, trebuie să faci foarte multe investigare, chiar dacă ai produsul, nu-l cauți. Știi ce te mai ajută foarte mult pe tine, în opinia mea? Te ajută foarte mult mentalitatea. Ai o mentalitate bună, ai o mentalitate pozitivă, ai o mentalitate de abundență. Nu ai o mentalitate de frică, de speriat, de... Doamne, ce se întâmplă azi dacă nu mai merge mâine? Nu există chestia asta și ai o mentalitate în care, prin care tu înțelegi că dacă vreau rezultate, trebuie să... cum se zice în engleză, I need to show up, adică trebuie să intru în apeluri, trebuie să depun efort, trebuie să caut acolo și să nu mă dau bătută și uite că funcționează mindset-ul acesta. Eu mai am o chestiune, atâta vreme cât tu ai reușit, nu admit că eu să nu reușesc. Corect, asta e exact ca ideea aia cu primul om care a cucerit Himalaya, știi? Un lucru cu succes nu există că eu să nu pot să fac asta, îmi trebuie doar să studiez și să... Muncesc, mult, multă muncă, da. Consecvență, perseverență. Bun, Tanzi, vrei să vorbim un pic de rezultate, să ne arăți ce ai reușit să atingi până în punctul acesta, în ultimele 30 de zile, care sunt congruente cu primele tale 30 de zile de vânzare? De la 1 până ieri pe 11, la 12 până am prezentat cele de astăzi, am 39.000. 39.000 total sales, frumos. Deci ai 39.000 de lei din 1 aprilie până în 12 aprilie, 40.000 de lei în 12 zile. Da. Felicitări. Și hai să vedem dacă selectăm perioada din 10 martie până acum în 12 aprilie, ca să fie, să se vadă pe grafic toate vânzările de la început. Wow! 3.723. 73.000 de lei. Da. Nebunie. Povestește-ne puțin cum a fost călătoria până acum, de pe 13 martie până pe 12 aprilie, că se și împlinește o lună. Nici măcar nu am simțit cum a trecut timpul. Deja mi-am relocat produsul, primul produs mi l-am relocat cu încă 1000 de bucăți, că așa am început să fiu safe. Și am achiziționat al doilea produs, 1000 de bucăți.
și aseară am negociat cu agentul din China pentru încă 2000 de bucăți din primul produs. E nebunie. Dacă stau să fac un calcul, tu ai 73.000 împărțit la, hai, de la mine 30 de zile, o medie de 2430 de lei pe zi, deci aproape 500 de euro pe zi ai vânzări medii. Da, pauzele de weekend, dar nu-i problemă că doar ai vândut și în zilele de weekend. Sigur, păi și înainte de weekend, uite, 2900, adică 3000, 3400, 2900. Mm-hmm. Am avut, știi de ce am scăderile astea? Pentru că efectiv nu am avut cash să-mi aloc pentru plata la reclamă. Și atunci am închis din seturile de reclamă. Dacă nu închideam seturile de reclamă, da? Eu tot la nivelul ăsta, dar asta a fost metoda pe care am găsit-o eu. Mm-hmm. Probabil că ai fi putut să treci peste 100.000 de lei dacă nu le închideai. Cu siguranță, cu siguranță, mm-hmm. Pentru că chiar a fost un avânt fantastic. Însă am jonglat, am și scalat. Am scalat în forță, știi? Și ca și buget. Frumos, și frumos rezultate, foarte frumos. Dar când am simțit să mă asigur eu că am suficient cont în bani în cont pentru plata reclamelor, am mai închis din seturile de reclame. Cum ți se par rezultatele generate pentru prima lună de vânzări? Foarte bune mi se par. Foarte bune și de bun simț, adică chiar sunt foarte bune, dar eu vreau multe produse. Bine, mă canalizez atenția pe cele două, să mă stabilizez și financiar, să zic așa. Nu e bine nici să alergi așa chiar după toți iepurii. Adică corect. Cât ai cheltuit pe ads-uri din cei 73.700 vânzări? Vreo 20. Vreo 20.000. Ok. Și dacă stai să calculezi așa aproximativ, cât consideri că ai generat profit de pe cei 73.000 de lei? Profitul meu, cu toate cheltuielile scăzute, se duce undeva la 4.000 de euro. 4.000 de euro, adică 20.000 de lei. Mm-hmm. 20.000 de lei din 73.000 de lei. Într-o lună. Foarte în bine. În prima lună, nu într-o lună, pentru că eu într-o lună vreau multe zeci de mii. În prima lună, în prima experiență, în prima lună și în prima mea experiență de genul ăsta de vânzare, sunt 4.000. Foarte bine, foarte bine. Am reinvestit, e drept, dar pentru creștere mereu trebuie să reinvestești, dar asta e un curs normal al lucrurilor. Investesc și mai mult, dar nu pot în momentul de față că mai trebuie să mai las loc și pentru altele. Dar e bine, eu sunt mulțumită. Foarte bine. Nu mă așteptam. Tanțiu, îți mulțumim pentru deschiderea de care ai dat dovadă față de noi și apreciem foarte mult că ți-ai luat 30 de minute din dimineața ta, dinainte de weekend, să stai să povestești cu noi rezultatele, să ne arăți cum ți-au mers lucrurile, să pe mine mă ajută extrem de mult și sunt recunoscător pentru participarea ta și informația împărtășită. Cu mare drag, îmi sunteți foarte dragi și m-ați ajutat foarte mult. Adică chiar ați fost așa cum mă bucur să aud asta. Mă bucur, îți mulțumim pentru cuvintele frumoase. Doamne ajută! Îți doresc mult succes pe mai departe. Sper să ți alinieze lucrurile astfel încât la următoarea dată când ne auzim live să mai vedem încă un 2x și încă un 0 în spatele vânzărilor în fiecare lună. Mă admit altfel, da? Și până atunci ai grijă, hai să continuăm pașii pe care ai, că trebuie să scalăm de aici, de la nivelul acesta, și la sfârșitul programului vreau să ne mai auzim, să vedem cum arată lucrurile, care a fost creșterea.